Basm chinezesc, iepurele biruitor. Au hoinărit odată într-o pădure lupul și vulpea și au ajuns în cele din urmă la o casă. Multă vreme s-au tot întrebat cine să locuiască acolo. Apoi au zărit prin sat o maimuță și au iscodit-o. Ea spune maimuță, cine stă în casa asta atât de frumoasă? Iepurele, a răspuns maimuța, tocmai s-a dus în grădină după niscai morcovi. Au pătruns fiarele în casa iepurelui și i-au îngăduit maimuței să intre cu ele. Noi o să pornim la vânătoare, iar tu să ai grijă de casă, a zis lupul către maimuță. S-a întors iepurele acasă și numai ce-a dat să deschidă ușa, când data a auzit glas de fiară. Mi-e cam foame, spunea lupul. Nu-i nimic, scheună vulpea, îndată se arată iepurele și îl mâncăm. Auzind una ca asta, oricare iepure ar fi murit de frică, dar iepurele nostru era deștept și viteaz. A pitit sub prag morcovul pe care l-a dusese, a deschis larg ușa și a intrat în casă. Lupul a văzut iepurele și de lăcomia și prins a clănțănit din dinți. Iepurele însă s-a plecat înaintea tuturor și a spus, acum bine ar fi să mâncăm. N-ar fi rău, a zis lupul, căruia îi sticleau ochii și care stătea gata-gata să se năpustească asupra iepurelui. Dacă binevoiți, vă voi hrăni azi pe săturate, le-a zis iepurele. Dar ce ai să ne dai? A întrebat lupul scrâșnind din dinți. Nu cumva morcovi? Ce face? A început a râde iepurele. Știu foarte bine că lupii ni se n-audă de morcovi. Ascultați! Pe la amiază se va întoarce pe cărarea din pădure un preacinstit lama. Călugărul ăsta i-a citit rugăciuni chiar împăratului și a primit în dar un sac cu fel de fel de lucruri și un altul cu de-a legurii. Rămâne doar să-i luăm sacul cu merinde și vom mânca pe cinste. Iepure prost, s-a mâniat lupul, oare-i vom putea lua omului sacul? Am să fac în așa fel ca lama însuși să zvârle sacul la pământ, numai să nu căscați gura. Înșfăcați prada îndată și veniți cu ea aici. Au plecat iepurele, lupul, vulpea și maimuța spre cărarea din pădure. S-au ascuns prin tufișuri și au așteptat să se ivească lama. Dar lupul se uita cu un ochi la cărare și cu celălalt la iepure și era limpede că tare ar fi poftit să guste niște carne de iepure. Lama se ivi deodată pe cărare. Ținea câte un dit ai sacul în fiecare mână. Atunci iepurele a ieșit din tufiș și a prins a se învârti pe lângă el. Lama a început să alerge după iepure, iar iepurele fugea de colo-colo mai să-i sară în brațe. Dar mâinile lui lama erau stânjenite de sacii cei grei. N-a mai răbdat lama, a dat cu sacii de pământ și a zvârlit de pe el halatul și așa ușurat a prins a fugi după iepure. A sărit iepurele într-o parte, lama după el. A tulit-o iepurele într-o poiană, lama după el. S-a împiedicat lama de o buturucă și s-a prăvălit în iarbă. Dar iepurele văzuse că fiarele apucaseră sacii și halatul și-o luaseră spre casă. Când s-a ridicat lama în picioare, din iepure nu rămăsese nici urmă. A gonit iepurele către casă și a ajuns taman când vulpea dezlega la gură cel din tâi sac. În sac se aflau niște cizme uriașe, o pereche de pantaloni noi, un șirac de mătănii și o tobă. Eh, sacul ăsta nu face parale, a zis lupul. Hai să vedem ce intră al doilea. Dar iepurele a grăit. Sacul cu merinde n-are să o ia din loc. Iacă ce trebuie să facem acum. Tu, lupule, încalță cizmele și du-te la o turmă de oi. Oile te-or vedea cu cizme și-or crede că le-a sosit păstorul. Dar tu vei mâna toată turma în pădure și atunci pentru tine tot anul va fi numai sărbătoare. Dar eu ce să fac? A întrebat maimuța. Tu, maimuță, trage pe tine pantalonii și du-te până la livada cea mai apropiată. Toți au să te ia drept om și ai să poți culege câte caise, piersici și pere vei pofti. Atunci va fi și pentru tine tot anul praznic. Ce vorbesc astea? A strigat vulpea. Toți să se giftuiască un an de zile și eu să rămân tot timpul plămândă? N-ai să fii nici tu nedreptățită, a zis iepurele. Puneți halatul, ia mătănile și toba și pleacă în satul vecin. Când vei intra în sat, bate din tobă. Dacă se va aduna poporul auzind larma, apucă
mătănile și mormăie pe nas ceva nedeslușit. Toți te vor crede un sfânt lama și vor începe a-ți dărui găinușe, rațe și puișori. Atunci te vei putea înfrupta și tu un an de zile. Ce iepure înțelept, a strigat lupul, și ce bine că n-am apucat să-l mâncăm. Minunat, iepure, i-a ținut hangul și maimuța, cât de bine le-a gândit pe toate. Pentru întâia oară întâlnesc un iepure atât de viclean, s-a învoit și vulpea. Și-au făcut toți trei precum îi învățase iepurele. Dar mai departe ia că ce s-a mai petrecut. Și-a pus lupul cizmele și a intrat în turmă. Simțind miros de lup, câinii au prins să lătra mânioși. A luat-o lupul la fugă, câinii după el. Fuge lupul și se împiedică, cizmele îl încurcă. Iar câinii se apropie, se tot apropie, gata, gata să se năpustească asupra-i. A văzut lupul în cele din urmă că trebuie să lepe de cizmele, ceea ce l-a și făcut să scape, cu blana hârtănită, dar cu viața întreagă. În vremea asta, maimuța și-a tras pantalonii, s-a strecurat în livadă și s-a cățărat într-un păr. Fără a se grăbi, culegea pară după pară și le-a zvârlea la pământ. Deodată aude pe aproape niște glasuri de copii. O maimuță în pom, o maimuță în pom, strigă un copil. Prinde-ți-o, strigă altul, prinde-ți-o. Înspăimântată, a dat maimuța să coboare din pom, dar tare o încurcau pantalonii, agățându-se de cioturi. Dacă s-a văzut într-un târziu pe pământ, copiii se și aflau nespus, nespus de aproape. Unul a izbit-o cu un retevei, altul a zvârlit în ea cu pietre, iar al treilea se pregătea tocmai să arunce un laț de funie ca să o prindă. A tulit-o maimuța spre pădure, dar n-a putut fugi destul de repede, pantalonii se agățau de crengi și tufe și a căzut beata la pământ, iar băieții n-o slăbeau, goneau pe urmele ei. Bătută mai mult moartă de frică, maimuța abia a scăpat să nu fie prinsă. Și iată ce s-a petrecut în aceeași vreme cu vulpea. Și-a îmbrăcat ea halatul, a apucat mătănile, a luat toba și s-a îndreptat către satul vecin. Acolo s-a oprit în mijlocul uliței și s-a pus să bată toba. Auzind larma, au prins oamenii a se aduna fuguța, iar vulpea prefera mătănile și bodogănea pe sub nas. Dând cu ochii de vulpe, au început oamenii să strige, țineți fața, apucați roșcata. A luat-o vulpea la sănătoasă, dar cum să fugi în halat? Se încurca halatul printre picioare, o stânjenea la fugă. Mătănile se agățau de toate tufele. A fost nevoită vulpea să lepe de halatul și să zvârle mătănile ca să-și scape blană. Și uite că, nu departe de casa iepurelui, s-au întâlnit din nou lupul, vulpea și maimuța. Și-au povestit unul altuia pățanile și-au priceput că din adins le născocise iepurele pe toate ca să-i piardă. Trebuia să-l fi mâncat pe loc, a mărăit lupul. Acum mă răfuiesc eu cu el. Grăind așa, a pornit-o către casa iepurelui cu vulpea și maimuța după el. Au intrat cu de la sine putere și-au dat peste iepure care stătea lungit pe jos și gemea. Of, ce fericit sunteți că n-ați gustat nimic din sacul lui lama! Lama ăsta e un vrăjitor hain. Cine se atinge de merindele sau de lucrurile lui, pățește neapărat o nenorocire. Iacă, o piersică a mâncat doar și acum o prăpădesc. Rămâneți cu bine. Zicând așa, a închis iepurele ochii și din nou a gemut sfârșietor. L-au crezut fiarele. Ziua întreagă l-au blestemat pe lama, iar seara s-au culcat flămânde. În zori se deșteaptă fiarele, privesc ia iepurele de unde noi. Și nici sacul cu merinde nu mai era acolo. Au pornit fiarele în cercetare, au umblat cât au umblat și deodată văd că iepurele stă în vârful unui munte și împletește un coș mare. Ehei, mincinosule, acum nu ne mai scapi, a strigat lupul. Se uită iepurele la cele trei fiare și le vorbește. Mă luați drept un alt iepure, bag seama, că eu vă văd pentru întâiași dată. Nu după tine a alergat lama ieri? Ce? Cum? De o săptămână n-am coborât de pe munte. Tot împletesc într-una la coșuri. Pe semne că v-a mințit iepurele care a fugit de vale, nu de mult, cu un sac în spinare. El e, el e, s-au bucurat fiarele. A nevoie veți mai putea pune mâna pe el, a zis iepurele. Mincinosul ăsta fuge de temiri. Numai că firește, eu știu cum să-l prindem.
Ajută-ne, fi bun, au prins a ruga vulpea, lupul și maimuța. Fie, dacă vreți voi, vă ajut. Iepurele vostru alargă de vale pe potecă, vârâți-vă în coș și eu am să vă cobor cu o funie. Atunci veți ajunge în vale mult mai repede decât iepurele, dar vă spun dinainte că azi a nins în vale și tare rece. Nu ne temem noi de ger, a strigat lupul. Hai, coboară-ne de grabă. S-au vârât lupul, vulpea și maimuța în coș. Iepurele a acoperit cu capacul, a legat bine coșul cu o funie și l-a împins în vale. Zboară coșul în jos, se izbește de stânci, de copaci, de pietre, urlă de durere lupul, strigă maimuța, chelălăie vulpea, dar coșul se rostogolește repede, tot mai repede. Se rostogolește până în valea înzăpezită și se oprește acolo. Au vrut fiarele să iasă, dar nici asta nu se putea. Coșul era legat zdravăn. S-au zbătut ce s-au zbătut, până la urmă lupul a făcut o gaură și tustrei au ieșit la lumină. Au prins fiarele, al căuta pe mincinos și n-au alergat prea mult, că au și văzut un iepure stând pe gheață și încălzindu-se la un foc. Ăsta ne-a aruncat din vârful muntelui, a răcnit vulpea. Sigur că el, a clămpănit maimuța. S-a zis cu el, a mărâit lupul. S-au repezit fiarele la iepure, dar el s-a ridicat în două labe și a cuvântat. Bună ziua, cinstiți domn! Nici când nu mi-a fost dat să primesc asemenea cinstiți oaspeți în valea noastră. Lasă, lasă, a strigat lupul, acum nu ne mai minți tu. Oare n-ai locuit împreună cu noi? Oare n-ai furat sacul lui Lama? Oare nu tu ne-a zvârlit cu coșul din vârful muntelui? A, cu pricep, a grăit iepurele, v-a păcălit un iepure care seamănă cu mine. Vă pot spune că nu de mult a coborât din munte un iepure și s-a ascuns, uite, cam prin dreptul stâncii de acolo. Haideți la stâncă, a strigat maimuța. Tăcere, i-a strigat iepurele, dacă ne aude glasurile mincinosul odată și a tălpășița, dar în zor de zi va veni să se încălzească la foc. Stați aici liniștiți și nu vă mișcați. Un singur fâșăit ne la locul lui să audă și prea de ajuns ca iepurele ăsta să piară pentru totdeauna din locurile noastre. S-au așezat fiarele în jurul focului și au așteptat în tăcere ivirea zorilor. Iepurele zvârleau scături pe foc și flăcările s-au înălțat atât de puternice încât gheața pe care ședeau fiarele a prins să se topi. Și măcar că lupului, maimuței și vulpile era tare neplăcut să stea în apă, rece, nu s-au clintit. Se temeau că dușmanul ar putea auzi fâșăitul și s-ar face nevăzut. Curând, focul a început a arde mai potolit, s-a micșorat, s-a tot micșorat, așa că maimuța a prins a dărdâi. Atunci iepurele a spus, mă duc după uscături, dar voi stați liniștiți și nu vă mișcați. Și grăind așa, iepurele a luat-o din loc. A trecut un ceas, au trecut două, trei, dar iepurele nu se mai întorcea. În sfârșit, când s-a făcut zi de-a binelea, vulpea a priceput că lângă foc stătuse chiar iepurele care îi mințise în toată vremea. Oare să ne scape din nou? A urlat lupul cu ură. Pe el să-l facem bucăți. Dar când au vrut să se năpustească, fiarele au văzut că li se prinseseră cozile în gheață. Și dacă iepurele s-a dus după vânători? A strigat vulpea. Așa-i, parcă și aud glas de om și lătra de câini. De spaimă, fiarele s-au smucit atât de tare că tustrele rămaseră fără cozi. Au fugit de-a lungul văii și când s-a ajungă în pădure, și-au văzut din nou aprigul dușman. Iepurele ședea pe ghizurile unei fântâni și privea cu luarea minte în apă. E, acu ți-a sunat ceasul, a strigat lupul apropiindu-se. Acu nu ne mai duci cu vorba, a chelălăit vulpea. Ține-ți-l, a clămpănit maimuța. De ce mă certați? S-a mirat iepurele. Oare nu știți că l-am prins pe mincinosul care v-a mințit? L-am fugărit, l-am vărât în fântâna asta părăsită și acum îl păzesc să nu fugă. S-a uitat lupul în fântână, a văzut acolo chipul iepurelui care ședea pe ghizduri și a răcnit bucuros. Așa e acolo. Acum i-a sunat ceasul. Iar iepurele, șezând pe ghizduri, a grăit. Lupule, singur nu-l poți prinde, e tare și ret. Toți trebuie să vă năpustiți asupra lui. Cum voi spune trei, năpustiți-vă asupra mincinosului. Și ridicându-și lăbuța, iepurele a strigat cât a putut. Un, doi, trei.
La trei, lupul, vulpea și maimuța s-au aruncat cu capul înainte în fântână adâncă și de bună seamă s-au unecat. Iar ca și cum nimic nu s-ar fi petrecut, iepurele s-a îndreptat către casă cu gândul să mănânce morcovul pe care îl pitise sub prag.